Luni, 21 martie 2022, în contextul manifestărilor organizate cu ocazia împlinirii celor 74 de ani ai Universității Dunărea de Jos din Galați, a avut loc deschiderea oficială a expoziției Galațiul de altă dată. Evenimentul a fost organizat în holul universității de către Facultatea de Litere în colaborare cu Agenția Națională de Presă, Agerpres. Expoziția cuprinde fotografii de arhivă ale orașului Galați, realizate în perioada 1947-1998 de către fotoreporterii agenției. Acestea au beneficiat de un proces de digitalizare început încă din 2014. La vernisaj a fost prezent directorul general al Agenției Naționale de Presă, Agerpres, Claudia Victoria Nicolae, rectorul Universității Dunărea de Jos, Lucian Georgescu, prorectorul Alexandru Nechifor și decanul Facultății de Litere, Simona Antofi. Cătălin Egoiță, conferențiar doctor la Facultatea de Litere, a prezentat această expoziție, fiind rodul colaborării celor două instituții. Bine ați venit și mă bucur tare mult că astăzi, în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 74 de ani de învățământ superior la Galați, avem ocazia să ne întâlnim aici la vernisarea unei expoziții inedite printr-un parteneriat organizat de Facultatea de Litere din cadrul Universității Dunărea de Jos și Agenția Națională de Presă Agerpres, o expoziție document care se numește Galațiul de altă dată și care cuprinde fotografii făcute de fotoreporteri Agerpres în perioada 1947-1998. Despre expoziție, dar și despre performanța universității, a vorbit și directorul general al Agenției Naționale de Presă, Agerpres, Claudia Victoria Nicolae. Mă bucur că am început cu această expoziție și sunt convinsă că parteneriatul va continua și cu alte idei și vă felicit pentru cei 74 de ani de educație. Și noi, ca Agerpres, avem încă din lege menirea de a educa. Rectorul Universității Dunărea de Jos, profesor doctor inginer Lucian Georgescu, a salutat colaborarea parafată astăzi între Agerpres și Instituția de Învățământ Superior Gălățeană. Va fi primul nostru acord instituțional cu cea mai importantă agenție de presă a României, cea mai veche și cea mai importantă, și ne exprimăm speranța sinceră că această colaborare va continua și ne vom pune în valoare, că de fapt ăsta e scopul, să ne punem în valoare și să informăm corect de ce se întâmplă într-o parte sau într-alta, în aceste momente în care lucrurile nu sunt tocmai clare, sunt vremuri tulburi în care atât presa cât și universitatea au roluri extraordinar de importante în a educa. Decanul Facultății de Litere, profesor dr. Simona Antofi, a subliniat calitatea studiilor oferite de către profesorii facultății, dar și implicarea studenților în procesul educațional. Datorită colegilor mei, specializarea jurnalist funcționează la cote academice foarte înalte, face parte din echipa de lucru profesionistă a universității noastre, o universitate, cum îi place domnului rector să spună, diversă ca orientare științifică și culturală și cu atât mai importantă. Și nu în ultimul rând, colegii mei de la jurnalism sunt cei care sunt sufletul longevivei manifestări științifice, cultura și presa în spațiul european. La finalul vernisajului, cu un mesaj de încurajare către studenții universității, a venit PR-ul Agenției Naționale de Presă, Agerpres, Alexandra Ștefan, fostă studentă la jurnalism. Mă bucur că am cunoscut un pic și studenții, le urez mult succes, sper că prin colaborarea noastră vom avea ocazia și în viitor să discutăm despre posibilități de practică la Agenția Națională de Presă și să conturăm împreună evenimente frumoase ca acesta. Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii celor 74 de ani de la înființarea Universității Dunărea de Jos și a 133 de ani de apariție a Agenției Naționale de Presă, Agerpres. Expoziția va putea fi vizitată în holul universității până pe 21 aprilie.